Ialomița a rămas fără coordonator în cel mai mare proiect social național, Let's Do It România, proiect de curățenie generală. Din motive personale, profesorul Adina Lambru a hotărât să nu se mai ocupe de coordonarea proiectului la nivel județean. Retragerea întârzie o etapă importantă a acestuia, cartarea județului. Toate activitățile premergătoare zilei de curățenie generală, zi stabilită pentru 24 septembrie, vor cădea în sarcina voluntarilor din județele limitrofe. Până la găsirea unei echipe de voluntari din Ialomița în proiectul Let's Do It România, de zona noastră se va ocupa echipa de voluntari din Argeș, cea care coordonează regiunea de sud a țării. Aceasta va veni săptămânal la Slobozia pentru organizarea de activități prin care să atragă voluntari pentru acest proiect. În momentul de față, noi sperăm că Ialomița să rămână în proiect. Eu, în calitatea mea de coordonator regional, mă voi ocupa personal până în momentul în care vom găsi o nouă echipă și sper ca prin intermediul dumneavoastră și prin intermediul intervențiilor pe care, și evenimentelor pe care le vom face în viitorul apropiat, să reușim să găsim o echipă dinamică care să se alăture echipei naționale de acțiune al Destuit România și să putem continua proiectul și în Ialomița. În acest sfârșit de săptămână, în Piața Revoluției din Slobozia, echipa regională va amplasa un stand de prezentare a proiectului pentru atragerea ialomițenilor în derularea celei mai importante activități de ecologizare din țară. Avem un plan, câteva acțiuni Let's Bike It, care vor să atragă bicicliștii în procesul de cartare. În cazul în care nu vom găsi o echipă, tot noi, cei care ne ocupăm de toată regiunea sud, vom veni și vom organiza un Let's Bike It și în Slobozia. Pe 24 septembrie, toți trebuie să avem ceva în comun, România. Iar organizatorii proiectului speră ca ialomițenii să adopte și ei un comportament responsabil față de mediu. Este cel mai mare proiect de implicare socială. Este un proiect în care fiecare dintre noi putem să spunem că facem ceva, că acționăm și că nu stăm doar în fața televizorului. Este un proiect care aduce o nouă lumină și o nouă mentalitate și o nouă viziune asupra tuturor, asupra noastră ca români, până la urmă. Până la sfârșitul lunii august, voluntarii trebuie să plece pe trasee pentru a identifica grămezile de gunoi, după care vor contura o hartă a deșeurilor depozitate necorespunzător. În baza acestor date va fi realizat și planul de acțiune pentru ziua de 24 septembrie.